Un echipaj de poliție a reușit să prindă în timp record un infractor. Șoferul era dat în urmărire internațională pentru trafic de migranți, iar un polițist vigilent și-a anunțat colegii, astfel că fugarul nu a mai avut nicio șansă să scape. Așa a decurs misiunea de prindere a unui tânăr care avea mandat european de arestare pentru trafic de migranți. Un polițist l-a identificat pe tânărul de 23 de ani la volanul mașinii pe care o conducea. Omul legii a transmis prin stație că se îndrepta către localitatea Slatina. Polițiștii au reușit să facă rapid un plan de prindere a fugarului și să-i frâneze mașina după ce au folosit un dispozitiv de blocare a roților. Imediat acesta a fost înconjurat de polițiști. Șoferul a încercat să accelereze pentru a pleca, dar a fost scos imediat din autoturism și imobilizat. În mașină au fost găsite două seturi de plăcuțe de înmatriculare, mai multe telefoane mobile și obiecte de autoapărare. Bărbatul a fost reținut și urmează să fie predat autorităților din Ungaria, cele care au emis mandatul european de arestare pentru trafic de migranți.